Din bucătăria Arnos, vă salut cu drag. Eu am foarte mulți prieteni și, ca drept urmare, am să-l invit alături de mine în bucătărie pe Foca! Ce faci, Foca, dragule? Ce faci? Foca, bine ai venit. Hai să spun ce ai tu de făcut astăzi. Da? Pene rigate de la Arnos. Fii atent că sunt paste fără ou, dar au gustul celor făcute în casă. Muș de vită, mă rog, nu e muș de vită, e ribai, ceapă roșie, usturoi, pătrunjel, smântână de gătit, parmezan, porcini, hrib sau mânătărci, cum vrei tu să le spui, vin alb, ulei de măsline. Adică ți-a pregătit ce mai ai spus. Pune tigaia și eu pun pastele la fiert. Am pus paste pentru două porții, cam 250 de grame. Gata, Foca. Hai, ocupă-te. Tu ceri, lingură, ba. Eu-ți dau la mână, da? Vită. Vită. Fac și curat. Dacă ești asistentă, se vezi tot, nu? Adică unde te-ai mai întâlnit tu cu situația asta? Îți dau la mână tot ce vrei. Nici măcar în bucătărie. Păi, asta zic. Te-ai distrat la emisiune, te-ai distrat, nu? O super. Mi-a plăcut, mă, bai, și plâns, mă, Foca. Păi cum să nu plâng? Am plâns și acasă, să când am întâlnit la Rusia. Ai fost foarte tare. A, e. Ia zi, ce-ți dau la mână? Ceapă roșie, vă rog. Ceapă roșie. Mie îmi place să lucrez ordonat. Foarte bine. Am pregătit pustorel, că mă gândesc că ăsta vrei. Lăsăm un pic ceapa să se moaie. Ca nu cumva să avem probleme cu usturoiul, să se ardă. Mulțumesc. Punem puțin usturoi pentru aromă. Prind un pic de culoare și usturoiul ăsta. După aceea o să folosim puțin vin alb. Iată, deci uite unde ce ți-am pus vin. Place asta? Cum să nu? Lăsăm un pic să fiarbăstească alcoolul, nu vrem alcool. Îmi place cum gândești, Foca. Normal, mă, știi să gătești. Folosim ciuperci porcinii, dar uscate. Da. Da? Le-am hidratat înainte și folosim și puțin, mi-ai zis că folosim și un pic de zeamă de astăzi la porcinii. Puțină zeamă pentru că de pe gust nu vrem. Facem două porții, una să pentru poză. Și una să mâncăm noi. Nu, să mănânc eu. Punem puțin până... apă, da, pun, de, la, da? De la ciuperci, exact. Putem să punem niște sare și piper acum. Hai, terminăm sosul repede, în câteva secunde. Ce-ți mai dau la mână? Un pic de smântână dulce. Să puneți vreo două linguri. Hai, cred că merg trei. Putem pune și puțin parmezan, să-l lege după acolo. Ia, aici pune tu. Seamănă cumva acum cu ăla cu stroganovul. Exact. No? Exact, da. Stroganovul are mai multă ceapă, nu? Normal, muștar, are alte chestii, dar... Hai să pun pastele, că ne luăm cu vorba hai. Și... Hai să-l prefer prea mult și după aia... Da. Nu vrem. Nu le-am mai strecurat înainte, le punem direct aici. Mm. Da, ceva. Gata? Caută asta ce bine arată. Mie îmi place cu piper. Mie îmi place să pun la paste după ce-s gata, după ce se farfurie. Întotdeauna pun. Adică dacă pot să pun, pun. Exact. Acum al fornul nu mai pun. Dar păi la genul ăsta întotdeauna mai pun niște piper proaspăt deasupra. Foarte mișto. O să pun și puțin pătrunjel. Da. Ca să dea și culoare și gust. Atât acum cât îți scalde. Foca, da. Vezi că te cheamă să semnezi ceva pe acolo, de puțin. A rămas o lingură de spălat, nu? Măcar. Nu. Măcar. Ultimul touch e cel mai important, piper. Sunt foarte gustoase, am mâncat în spate, sunt foarte gustoase. Eu le-am făcut. Dacă-s gustoase, eu le-am făcut, dacă-s nasoale, le-a făcut Foca. Ne vedem în episodul următor.